gata? Este. Bun, domnule premier, am văzut că din partea opoziției au apărut foarte multe critici și ironii la adresa setului de măsuri care au fost anunțate după CNS-ul. Cum le răspundeți? Deci deocamdată nu s-a adoptat nicio măsură. Reamintesc procedurile legale. Există specialiștii care analizează toate situațiile în cadrul Consiliului de Suport Tehnico-Științific, aflat în coordonarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, de asemenea INSS-ul, Institutul Național de Sănătate Publică, Comisia Anticovid. Ei au făcut o evaluare a riscului epidemiologic aferent anumitor activități și este o propunere care a fost formulată de specialiști și care a fost adoptată de CNSU, dar ca propunere pentru modificarea hotărârii de guvern privind starea de alertă. Va fi pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Domnule premier, dar veți adopta recomandările Comitetului pentru Situații de Urgență, exact așa cum au fost propuse? Sunt și președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Da. Sigur că încă analizăm, încă purtăm discuții. Ce anume analizați? Unde sunt probleme? Există acea măsură care spune că terasele nu trebuie să mai servească după ora 23 mâncare și băuturi. Se închid sălile de jocuri de noroc, mască... Deci nu se închide nimic. După ora 23 deci după ora 23, anumite activități unde de regulă după ora 23 există riscul de transmitere a virusului, vor fi închise. Ce analizăm? Analizăm dacă o aplicăm la nivelul întregii țări sau o aplicăm numai la nivelul zonelor, de exemplu, la mare, la București, în județe unde există un nivel de răspândire mai larg. Asta analizăm. Iar, de asemenea, e o măsură care este legată de limitarea persoanelor care sunt servite la numărul de locuri aflate pe scaune, pe terase, tocmai pentru a evita aglomerațiile de pe terase. De asemenea, mai e măsura privind obligativitatea portului măștii și în aer liber, acolo unde există imposibilitatea de a evita aglomerația, adică interacțiunea foarte apropiată între oameni. Pot fi la târguri, de exemplu, sau în anumite piețe unde nu există distanțe foarte mari. De asemenea, se poate impune pe faleză. De exemplu, am primit sesizări din partea prefecturii Galați. Pe faleză este furnicar, literalmente, și că este aproape imposibil să te protejezi din cauza numărului foarte mare de persoane care sunt pe faleză. Deci există locuri în aer liber în care nu se poate evita aglomerația și aici specialiștii au venit cu propunerea să stabilim obligativitatea portului măștii în aceste locuri. Stații de așteptare, de exemplu, gândiți-vă că sunt fabrici în care se iese de la program și care se așteaptă transportul. De multe ori ei se bulucesc acolo, stau unul lângă altul și le este foarte greu să păstreze distanța. Deci portul măștii reprezintă un mijloc de a reduce la maximum posibil riscul de răspândire. Și aici măsurile urmează să nu se le adoptăm la nivel național. Vom stabili în cadrul hotărârii de guvern posibilitatea ca în județe, comitetele județene pentru situații de urgență să dispună astfel de măsuri justificate, argumentate, posibil și cu avizul Direcției de Sănătate Publică, care inventariază, evaluează riscul epidemiologic, astfel încât să reducem riscul răspândirii. Înțelegem că oamenii de afacere se întâmplă. Cum, cine stabilește orele, acel interval orar în care putem purtăm masca în aer? Intervalul orar este stabilit în mod evident de specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică și probabil și reprezentanți din partea prefecturii, în funcție de evaluarea riscului epidemiologic. Cuantumul amenzilor ar putea fi modificat pentru nepurtarea măștii de protecție? Deocamdată nu am discutat acest subiect. Știți foarte clar că a existat o decizie a Curții Constituționale care a anulat toate amenzile care au fost date în starea de urgență. În urma deciziei Curții Constituționale,
în legea 55, care a fost adoptată de Parlament la trecerea de la starea de urgență spre starea de alertă, au fost incluse astfel de amenzi. Este discutabilă posibilitatea de a crește amenziile fără să existe o modificare a legii în Parlament. Înțeleg. Publicată de INSP, că știm că a fost un decalaj destul de mare, 3 săptămâni a fost valabilă, acum a apărut această noutate că nu va mai fi și o listă verde. Un orizont de timp așadar pentru lista galbenă. Aceste detalii trebuie să vi le comunice INSP. Doamnă, la ce perioadă veți evalua aceste măsuri pentru a decide dacă ele trebuie să rămână în vigoare sau puteți renunța la ele? Obiectivul nostru fundamental este apărarea sănătății și vieții românilor. Vom lua orice măsură o considerăm necesară, sigur, cu consultarea specialiștilor pe baza unor evaluări care să aibă la bază date științifice pentru a putea opri răspândirea virusului. Pentru că obiectivul nostru este să oprim răspândirea virusului, să reducem numărul de cazuri de persoane infectate zilnic. Asta este obiectivul nostru. Înțelegem că oamenii de afaceri fac presiuni pentru... Pentru a fi mai ușor de verificat, pe plajă, știți că se creează, oamenii se adună între ei, povestesc în grupuri mai mari și evident există riscul de răspândire. Acea excepție ar trebui să rămână doar pentru familii în care sunt părinții cu copii sau bunici cu copii. Și lucrul ăsta e vizibil, că îți dai seama, dacă se adună alte persoane, dacă nu se respectă distanța, cel puțin în dispunerea șezlongurilor sau a celorlalte, astea se poate vedea foarte simplu. Pot fi amendați cei care nu respectă regulile. Înțelegem că oamenii de afaceri fac presiuni foarte mari pentru redeschiderea restaurantelor în interior, în mall-uri, pentru aplicarea acestor măsuri de interval orar stabilit doar în, pe litoral, la anumite foarte cluburi. Foarte bine că eram pe punctul de a aproba deschiderea restaurantelor în spații închise. A crescut evident numărul de infectări și o asemenea măsură nu am mai putut să o luăm. Pentru că în restaurante există, pe baza evaluării de risc epidemiologic, restaurantele în spații închise sunt considerate printre activitățile cu cel mai mare risc epidemiologic. Despre asta e vorba. Eu înțeleg, sincer, înțeleg că mulți suferă de pe urma faptului că încă sunt închise restaurantele din spații închise, dar îi rog să înțeleagă că deocamdată nu este posibil în actualul context epidemiologic. Noi am luat măsuri, am menținut șomajul tehnic, am adoptat măsura activă de plata 41,5% din salariul brut pentru persoanele care au fost reangajate în cadrul companiilor. De asemenea, am adoptat măsuri legate de impozitul special, am mai prelungit cu încă 3 luni scutirea de plată impozitului special pentru Horeca. De asemenea, am adoptat un act normativ care permite consiliilor locale să anuleze sau să reducă cu până la 50% fie taxa pe clădiri, fie impozitul pe clădiri pentru sectoarele care sunt afectate. Am încercat să venim. De asemenea, vom adopta vineri ordonanța de urgență prin care vom aloca 1 miliard de euro pentru companiile, în special din domeniile afectate, pentru capital de lucru sau pentru investiții. Deci noi am luat o serie de măsuri pentru a-i susține. Eu cred că pot să înțeleagă toți cei care sunt raționali că nu este un moment potrivit pentru a crește riscul de răspândire. Când vom reduce numărul de infectări zilnice, când vom reduce în mod clar numărul persoanelor care nu respectă regulile, când vom avea garanția că toți se implică în respectarea regulilor din ceea ce privește partea patronală, cu siguranță suntem deschiși la adoptarea acestei măsuri. Doamna Firea a spus ieri că... precedent. Mai aveți bani de creșterea pensiilor și salariilor? Am zis că este peste 4% din PIB, la 6 luni. Deficitul bugetar nu trebuie comparat cu deficitul bugetar din alți ani. Nu numai România, toată lumea
se confruntă cu o epidemie, o pandemie, care a generat o criză economică foarte puternică. Această criză economică a dus la închiderea multor activități și a generat scăderea veniturilor pe care le obține statul român din taxe, impozite și alte venituri. Acest deficit este în mare parte rezultatul acestei crize economice provocate de epidemie. Eu cred că toate măsurile care le-am luat sunt măsuri care vor genera efecte favorabile pe termen mediu și lung. Faptul că am lăsat lichiditatea în piață, către companii, la cetățeni și la companii, prin amânarea plății ratelor la bănci pe o perioadă de 9 luni de zile, pentru a lăsa lichidități, creșterea vitezei de rambursare a TVA-ului, suspendarea popririlor și executărilor silite, amânări în ceea ce privește plata taxelor și impozitelor. Toate aceste măsuri au fost luate ca să asigure lichiditate, să existe resurse financiare care se mișcă pe piață. Deficitul este un deficit îngrijorător de care trebuie să ținem cont și care ne îndeamnă la foarte multă prudență în ceea ce privește orice creștere a cheltuielilor. Domnule premier, în ceea ce privește Horeca, dacă acum veți mări din nou distanța și vor fi mai puține mese, nu îi veți mări distanța. Sunt aceleași reguli. Regulile au fost impuse prin ordinul comun emis de Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei și ANSVSA. Nu se modifică setul de reguli sanitare. Se modifică chestiuni de program și chestiuni de servirea clienților. Adică să nu fie servici decât un număr de clienți limitat la numărul maxim de locuri care există pe scaun în terasă. Să nu se mai stea în picioare, să nu mai stea unul lângă altul. Inclusiv să nu poată pe timpul zilei să funcționeze ca și cluburi anumite terase, cum se întâmplă în realitate. Doamna Firea spunea ieri că le aveți până acum, când am putea avea o reducere sub 1000 de cazuri? Dacă puteți face o estimare, o prognoză pe baza datelor pe care specialiștii vi le-au comunicat. Știți foarte bine că nu pot să mă hazardez să fac o prognoză și de regulă marea majoritate a prognozelor care au fost făcute inclusiv de mulți specialiști, nu din România, de specialiști de pe plan mondial, nu au fost confirmate de realitate. Ne confruntăm cu un virus care are un comportament foarte greu predictibil. Uitați-vă, toată lumea anticipa că pe perioada sezonului cald, datorită ultravioletelor din soare, datorită căldurii, datorită, să spun, aerului mai uscat, se va reduce răspândirea virusului. Deocamdată nu s-a redus răspândirea virusului. Sigur, noi luptăm cu toate instrumentele pe care ni le conferă legea pentru a limita răspândirea virusului, a scădea numărul de persoane care se infectează. Nu vreau să dau prognoze, dar asta e obiectivul și pentru asta ne luptăm. Domnule premier, dar sunt și prognoze ale guvernului care s-au confirmat. În acea notă de fundamentare spuneați că se va ajunge în luna august la peste 1200 de infectări, ceea ce se și întâmplă. Nu aveți totuși o prognoză cu privire la scăderea numărului de cazuri, având în vedere că ați adoptat și noi măsuri? Că deci evident că avem evaluări aferente fiecare măsuri pe care o adoptăm. Dar aceste evaluări, așa cum se fac, se fac pe varianta pesimistă și pe varianta optimistă. Nu mă hazardez să fac anticipări, încă o dată vă spun. Luăm toate măsurile, acum avem cadrul legal, s-a definitivat, putem să izolăm, putem să introducem în carantină, putem să instituim carantina zonală, deja e instituită carantina pe anumite comunități locale unde răspândirea este largă în comunitate a virusului. Am mobilizat, gândiți-vă că suntem în luna iulie, în miez de vară, am mobilizat toate echipele de control din cadrul instituțiilor cu atribuții de control, cum n-au mai fost mobilizate, tocmai pentru a asigura respectarea regulilor și pentru a-i sancționa pe aceia care nu respectă legea. Sunt lucruri pe care le facem în mod constant și care cu siguranță vor genera efect. Doamna Firea spunea ieri că nu va mai lua nicio măsură la nivel local pentru că a fost criticată de dumneavoastră atunci când a închis parcurile. Dumneavoastră spuneați mai înainte că anumite măsuri vor fi luate la nivel local. Cum comentați reacția doamnei Firea? Deci
eu cred că trebuie să ieșim din cheia politică în declarațiile publice legate de epidemie. Fiecare să-și facă treaba acolo unde este investit cu autorități și cu autoritate și cu funcții de către cetățeni. Domnule, aștept cu mare interes măsuri care se ducă la reducerea riscului de răspândire. Eu am făcut apel la toți primarii și le-am solicitat implicarea serioasă în generarea unei conduite corecte din partea cetățenilor, conform cu legea și cu regulile de protecție sanitară. Le-am solicitat concursul în deciziile pe care le luăm, pentru că autorizațiile de funcționare pentru foarte multe activități economice sunt emise, semnate de primari. Suspendarea unei autorizații, în cazul acestor activități care sunt autorizate prin dispoziție de primar, o poate face primăria. Avem nevoie de colaborarea, de concursul autorităților locale în lupta contra epidemiei. Sunt cele mai multe cazuri de depășit, sunt de cazuri pe scoalele de locuitori. Este uzina Dacia una dintre factorii care au contribuit la acest lucru? Cu siguranță nu uzina. Da? Deci eu am fost în fabrică. Deci acolo sunt reguli de protecție sanitară extrem de bine puse la punct, care sunt respectate cu rigurozitate. Vă vorbește neoficial despre sute de cazuri în uzina. Deci nu este vorba de activitatea în cadrul fabricii, vă spun 100%, pentru că știu foarte bine care sunt măsurile de siguranță, de protecție sanitară care au fost luate în cadrul fabricii. Este o problemă legată de transport. Și aici am solicitat atât poliției, cât și ISCTR-ului, Inspecția pentru Transportul, Inspecția de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, la transportator. Pentru că, în baza informațiilor care le avem, există anumiți transportatori care nu respectă regulile în cadrul mijloacelor de transport și poliția cu ISCTR-ul trebuie să fie prezentă acolo să-i determine să respecte regulile pentru a reduce riscul. Cum ar trebui să se pregătească părinții pentru o eventuală deschidere a școlilor, fie și în sistem hibrid, dacă au 2 sau 3 copii la școală, dacă unul va merge la școală și celălalt trebuie să rămână acasă. Când ați putea anunța totuși o decizie? Pentru că mai e o lună și jumătate, până la data din calendar la care s-ar redeschide școlile, indiferent de sistem. Am constituit un grup de lucru interministerial, chiar și astăzi are o ședință, care pregătește toate scenariile în funcție de situația epidemiologică pentru deschiderea școlii. Când vom avea suficiente elemente, le vom comunica public. Cred că presiunea asta pentru a furniza informații despre deschiderea școlilor acum este rezultatul mai degrabă inițiativei demagogice a PSD-ului, care m-a chemat să vorbesc eu de deschiderea școlilor, să vorbesc de câte în lună, câte în stele. Când suntem foarte clari cu, aici trebuie să facem o analiză a infrastructurii școlare, toate tipurile de localități urban mare, urban mediu și mic rural. Deci trebuie să facem evaluarea infrastructurii, trebuie să facem evaluarea cadrelor didactice, să facem evaluarea accesului care există. Știți foarte bine că am alocat 250 de milioane de lei din fondul de rezervă special pentru a putea achiziționa tablete cu conectare la internet pentru elevii care nu au în momentul de față acces, pentru a asigura accesul la învățământ online pentru toți elevii. Sunt o serie de lucruri care sunt în analiză, în evaluare și în urma căreia normal că vom stabili scenariile. Vor fi 3-4 scenarii, se știe că nu sunt multe. Ne uităm ce se întâmplă afară, în toate țările, vedem exact care sunt măsurile care putea genera efecte favorabile și când vom fi pregătiți să comunicăm, vom comunica. Inclusive dar încoată, spun. Totul depinde de evoluția situației epidemiologice. Domnule premier, cunoaște creșterea pensiilor și salariilor. Aveți un termen și un proiect pe creștere?
de luni de zile repetă același lucru. Că nu putem decide cu cât creștem pensiile până nu avem datele. Raportul, raportul semestrial privind situația bugetară și financiară. Prognozele făcute de Comisia de Prognoză privitoare la evoluția economiei. Alte prognoze care sunt efectuate de instituții și organisme internaționale care să ne servească la posibilitatea. Economia României e cadrul economiei mondiale. Nu trăim autarcic, noi depindem de evoluția economiei mondiale și mai ales a economiei europene. În funcție de datele astea, noi vom stabili care este procentul cu care se pot crește pensiile. Acum, eu nu am văzut până acum o țară europeană în care să se crească pensii, salarii din sectorul public în această criză gravă sanitară care a generat o criză economică. Dar, sigur, există o presiune asupra noastră și vom crește pensiile, vom crește alocațiile, dar cu un quantum care, într-adevăr, să fie suportabil de către economia română. Domnule premier, cunoașteți... De creșterea alocațiilor, adică când vă preconizați că vor crește cu un anumit procent? Când luăm decizia, o vom comunica. Domnule premier, cunoașteți... Ce pot să vă spun e că vom crește alocațiile, așa cum Partidul Național Liberal este singurul partid care a crescut alocațiile din 2008. De la 1 august le veți crește? Așa cum spunea ministrul. Discuție, 1 august, 1 septembrie, dar vă vom anunța când luăm decizia. O veți lua săptămâna aceasta în ședința de guvern? Pentru că și asta se ia pe baza evaluării, pentru că ea generează costuri și se făcută evaluări. Iar costurile care sunt generate de o măsură de creștere a unei categorii de venit, sunt costuri care nu sunt generate numai pentru anul 2020. Costuri generate pentru 2021-2023, toți anii de acum. Există un proiect de bază de urgență pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, prin care ar urma să alocați un voucher de 500 de lei per copil pe an, rândul copilor defavorizați. Da, există posibilitatea de a finanța din fonduri europene pentru copii din familii cu venituri mai mici, pentru a putea să-și achiziționeze lucruri necesare la începutul școlii, rechizite, păinuțe. Există această sumă de bani pe care am mobilizat-o pentru a susține acest program. Cunoașteți cumva cazul de la Argeș, o tânără de 21 de ani și-a pierdut viața după ce nu a fost testată la timp de coronavirus? Asta deși avea un membru al familiei internat la terapie intensivă și diagnosticat COVID. Nu cunosc cazul. Dumnezeu să o odihnească, nu cunosc cazul. Obiectivul nostru a fost acela de a crește constant capacitatea de testare. De la câteva sute de teste la începutul epidemiei am ajuns la o capacitate de testare de peste 25.000 de teste pe zi, capacitate nominală. De altfel se și vede că se efectuează aproape zilnic peste 20.000 de teste. Există un protocol de testare care stabilește... Care nu a fost respectat cine... în acest caz, a trecut deci foarte mult. Deci în cazul mult... în care nu a fost respectat, trebuie făcută o anchetă, trebuie stabilit cine este responsabil și cine este responsabil trebuie să plătească. Mulțumesc! Uitați, e ziua imnului național. Da. Deșteaptă-te, română! Mulțumesc! Rămâne pe loc, rămâne pe loc.